Energia va debuta în noul sezon de basket mâine împotriva celor de la Phoenix Galați. Elevii lui Antonis Constantinides pornesc ca favoriți în această partidă, mai ales că adversarii sunt proaspăt promovați pe prima scenă. Tehnicianul gorjenilor spune că partida va fi una dificilă pentru că cei de la Galați au jucători experimentați în lot. Energia vrea să obțină victoria la meciul de debut din noul sezon basketbalistic împotriva celor de la Phoenix Galați. Constantinides a vorbit despre partida cu moldovenii. În ceea ce privește meciul de sâmbătă cu Galați, există un respect din partea noastră atât pentru jucători cât și pentru antrenorul de acolo, un antrenor bun și experimentat. Din ceea ce am văzut în meciurile pe care le-au disputat în cupă împotriva celor de la UBT Cluj, Galațiul este o echipă dificil de învins. Este o echipă a cărei filozofie de joc este foarte periculoasă pentru orice echipă care nu este concentrată pe parcursul celor 40 de minute de joc. Noi nu avem altă opțiune decât să ne adaptăm la această situație și să fim concentrați pe toată durata meciului, a spus și Priotul. Partida dintre Energia și Galați se joacă mâine de la ora 19.